Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, cea de astăzi, vineri, 4 martie 2016, zi veritabilă de primăvară, cum au fost de altfel și primele trei babe, 1, 2, 3 martie, trebuie să spunem, au fost zile frumoase cu de toate și cred eu că cei care au fost inspirați și au ales deja babele stau bine în ceea ce înseamnă predicții sau premoniții pentru anul ăsta. Nici nu știu cum e. Bună dimineața, Dana. Știi cum e cu babele, da? Căci că dacă așa ți-ai ales bămuța, după aia îți merge așa tot anul. Oarecum și-au ales oamenii politici? Păi hai să vedem, să-i luăm pe rând. Care are baba mai luminoasă și mai frumoasă? Deocamdată cel mai bine... Deocamdată totul e sumbru. Da, nu... Nu se prefigurează nimic. Deși suntem tot timpul avertizați că va urma o campanie electorală crâncenă, deocamdată nu s-au aliniat la start nici măcar toți candidații. Suntem la începutul lunii martie și încă nu avem lansări oficiale decât pentru candidatul PNL, deocamdată, primarul Ion Lungu și domnul Băișanu, care și el și-a anunțat intenția de a candida. Nu știm dacă va urma și o lansare oficială, dar a pornit cu toată forța în această campanie. Da, bă, știi cum? Pe mine m-a distrat foarte mult când am văzut în presa de ieri că spunea omul, domne, ALDE va câștiga tot. Da, sigur. E un partid puternic, cu tradiție, cu vechime, era de tot. Nu o să aibă majoritatea la Consiliul Județean, majoritatea la Consiliul... Da, știu că așa a declarat. Dar ce vrei să spună omul în campanie electorală? Că nu știe... Uite, lăsând gluma la o parte, pe abordarea realistă a celor de la PMP, realistă pe alocuri, că la un moment dat fură mai toată lumea curent în viața politică de astăzi. Abordarea ușor mai realistă, dom'le, o să prindem și noi câteva locuri la Consiliul Județean. Probabil că întotdeauna partidul Balama reușește să facă joaca, să spunem așa. Acum, între cei doi lideri, Cornel Popovici și Ștefan Alexandru Băișanu, Băișanu este mult mai... Notoriu. Exact, are mai multă notorietate, mai obișnuit cu campaniile electorale și este mult mai vocal. Nu cred că la alegerile din vară vor intra prea multe partide din astea mici. Eu îndrăznesc să spun că, după mintea mea, cred că doar PMP-ul va reuși să mai intre pe lângă PNL și PSD, da? Asta e cel puțin punctul meu de vedere și îl pot și argumenta. Unul, nu cred că PSD-ul își mai permite să mai crească ceva la sân, ca mai apoi păi să... Păi au deja făcute înțelegeri cu ALDE și cu UNPR. Ori gândește-te la cum este situația în județul Suceava și mai ales în municipiul Suceava. PSD nici până la ora asta nu are anunțat în mod oficial și validat candidatul pentru primăria municipiului Suceava. Dacă... Iar ALDE are. Iar ALDE are. Teoretic, pentru că ALDE are doi anunțați deja. Da, domnul Mocanu și domnul Băișanu. Probabil că va fi domnul Băișanu, pentru că la cum a apărut așa din joben în ultimul moment președintele ALDE Suceava, ne gândim că a făcut niște înțelegeri la București. Numai că dacă PSD va face o înțelegere la nivel central pentru Suceava, pentru a susține eventual candidatul ALDE la primăria Suceava, ar fi al doilea set de alegeri consecutiv în care nu vine cu candidat propriu și din una dintre cele mai mari și mai puternice organizații PSD din țară, cred că va ajunge undeva mai spre mijlocul listei. Nu știu dacă își permite PSD un asemenea joc. Bănuiesc că domnul Băișanu pe asta mizează. Pe o înțelegere la București. Pe pragmatismul... celebrul pragmatism politic ce caracterizează acest moment, acest scrutin din 2016. Da, Dana, da, vezi tu că practic avem alegerile din 2012 la bis, dacă mergem pe varianta exact. Asta. Atâta deci, doar domnul... că avem aceeași candidați, se schimbă doar sigla.
Da, la domnul Băișanu se schimbă și la domnul Lungu, da. Da, și ce-i surprinzător în asta, dar... E surprinzător că lumea aia multă care a ieșit în stradă și care toată lumea spunea, bă, manipulații aia, ori fi fost manipulați. Dar oamenii ăștia care au ieșit în stradă, aia mulți, aia proști, așa ca noi, au ieșit în stradă și au cerut un singur lucru, schimbarea clasei politice, vrem și altceva, ne-am săturat de voi. Păi să dat așa schimbat. Un pic prin apă și op, tot noi! Ca elicopterul, au făcut, sau ca zneu, văd frumos, au dat de 3 ori peste cap și au venit mai uscați, mai curați. Deocamdată pornim pe calculele din 2012, din punctul meu de vedere cei mai bine poziționați la ora asta pe ce avem anunțat și aproape oficial candidați e domnul primar Lungu și domnul Alexandru Băișanu. În 2012 domnul Lungu era a avut 21.000 de voturi și candidat din partea unui partid care pierduse foarte, foarte mult din popularitate în urma tăierilor de pensii, de salarii, a politicii care a fost în timpul guvernului Boc. Domnul Sandu Băișanu, domnul Alexandru Băișanu a avut 20.000 de voturi PNL cu PSD și erau pe val, au fost alegeri sau patru la rând de alegeri pe care le-a pierdut Alexandru Ștefan Băișan atunci. Da, dar cu cele două partide au făcut 20.000 de voturi în municipiul Suceava, mai puțin decât a făcut candidatul PDL în condițiile în care era în cap. Nu știu dacă avem motive să ne gândim că a pierdut foarte mult domnul Lungu dintre cei care l-au votat în 2012, eventual pe cale naturală, dacă i-au mai dispărut din votanți. Altfel, nu cred că cei care în 2012 i-au dat votul nu și-au conservat opțiunea și acum. Nu s-a întâmplat nimic spectaculos în traiectoria politică sau în ceea ce a făcut domnul Lungu. Traiectoria politică, aici putem să mai acuzăm unele chestii la primarul Ion Lungu. De că cei care asta, dacă, până la urmă, un primar nu l-a ales pentru politică sau nu e la lucru cel mai important pe care în orașele mari, acolo, da, dar în orașele asta, mari există totuși o componentă politică. Da, de acord. Dacă și noi suntem oraș mare... Dacă ne comparăm cu Vicov de Sus, de anul trecut avem și noi cinematograf, dar de teatru e în facere. Eu când am spus oraș mare, mă refeream doar la numărul de locuitori, la numărul de alegători, mai corect. Nu la altceva. Da, gata, înțeles. Nu la rețeaua de străzi sau la infrastructură, nu. La numărul de alegători. Străzi de lut în centrul Suceavei, adică... E o mică problemă. Așa că, și nu știu dacă în această conjunctură politică, presupunând că totuși PSD va merge cu un candidat propriu, ar fi foarte ușor de convins doctorul Brădățan să mai candideze. Pentru că nu-l văd nici atât de vocal, nici atât de implicat într-o campanie electorală. Cum dar n-ar mai fi doctorul Brădățan, dacă... Da. Știi? Așa că putem spune, cel puțin eu așa consider, cu cât apar mai mulți contracandidați pentru Ion Lungu, cu atât îi cresc șansele, pentru că se împart voturile. Dacă va candida doctorul Băișanu, câteva mii de voturi cu siguranță. Domnul Băișanu e doctor, da. Doctorul Brădățean, cu siguranță câteva mii de voturi se duc și acolo. Încă alte câteva mii la domnul Băișanu, mai ia de la prietenii, cunoștințe, poate mai aici domnul Andronache, vreo câteva voturi. Mai am văzut un nume de pe la UNPR, un tânăr care și-a anunțat candidatura. Câteva, poate mai 2-3, eu știu cât ori mai fi, merg și într-acolo. Deci, încă 4 ani cu Ion Lungu. Da, asta e situația. Să vedem însă ce ne mai rezervă
Pentru că viața asta politică a noastră din România, exact din povestea aia, nu aduce anul, anul ce aduce ceasul. Da? Da, e posibil ca la domnul Lungu să existe o parte din PNL și din PDL, din electoratul ăla dur, care să-i refuze votul. Dar cât ar fi ăștia și care s-au, eu știu să spunem că i-a avut în 2012 și i-a pierdut acum urmarea oscilațiilor sale pe scena politică, nu știu să, nu, e bun, și prematur că, cred să facem o apreciere. Totul discutăm pe o prezență la vot tradițional în jurul la 50%. Da? Nu, nici nu mă gândesc la 50%, sub deci, 50%. Noi, bun, dar toate calculele, toate astea sunt făcute pe o prezență pe la votul până în 50%. Dacă se întâmplă deci, ceva... 40-42%. Dacă se întâmplă ceva și avem o prezență la vot cum a fost la prezidențiale, un vot emoțional. Tot. Mi-aș dori din tot sufletul să văd o altă scenă politică românească. De ce nu? Se poate întâmpla. Dacă tu, partid mare, îți faci calcule fără să ai o strategie foarte clară, fără să știi astăzi, nu astăzi, să nu știi de anul trecut, da, care să fie evenimentul ăla emoțional care să-ți aducă oamenii la vot și să-i capacitezi să voteze pentru tine, foarte greu de previzionat așa ceva. Nu? Dacă pe asta îți construiești strategia, ai prost. Nu știu, eu nu am cunoștință să-și facă vreun partid calculele de genul acesta. Dar eu nu văd strategii la nimeni, la niciunul din partide. Stai așa, și ce conduceri vezi? Adică, Dragnea, lasă senzația sau are alura de conducător, de lider pentru Partidul Social Democrat? Poate acolo pe Dâmbovița mai reușește să-i mai mobilizeze, să-i mai strângă, să mai facă ceva. Dar în teritoriu parcă potărnicile, așa debusolați sunt. La PNL, Gorghiu și Blaga, această conducere bicefală, cu o ceafă mai lată decât cealaltă, ce-i drept, ți se pare iarăși o soluție? Doamna Gorghiu vorbește foarte bine, dar cam atât. Vorbește. Cam atât. Și nu-i văd nici pe ceilalți. Uite, și domnul Flutur pare supra-saturat de campanii electorale. Da, îi spune el că luăm primarii să-și ia ranița în spate, să fugă după investitori, să-i caute, să-i aducă în rucsac, da, să sape tranșee, să, eu știu, să intre rapid în campanie. Trebuie să verificăm care a fost ultimul film pe care l-a văzut domnul Gheorghe Flutur, ca să ne dăm seama către ce bate. Vreunul cu nemți, cred, primul, al doilea război mondial. Dar nu... Cum să-i mai mobilizezi? Ți-ai mobilizat oamenii trei rânduri de alegeri cu același discurs, cu aceleași personaje, aceleași fețe. Nu știu, nici proprii tăi oameni nu știu în ce măsură poți să-i mai motivezi. Cu atât mai puțin alegătorii. Câți vor mai ieși la vot? Câți vor mai vota? Și cum vor vota? Greu de previzionat. Și mai sunt și niște demotivări de astea care vin. E faza aia cumplită la Pojoră, da? Unde Partidul Național Liberal merge cu... Ca șef organizației PSD. PSD. Noaptea minții. Da. Nu știu. Probabil că, într-adevăr, undeva este foarte mare miza pentru aceste alegeri și atunci nu mai contează. Alegerile astea sunt decisive pentru alegerile din toamnă. Sunt într-un joc de șah, dacă e să... Max, și totul pare făcut ca niște oameni să-și conserve posturile. Pum. Pentru că nu văd o viziune de dezvoltare de țară, un proiect de țară, un proiect de județ, de oraș. Sacrificând alegerile locale. Asta se întâmplă acum, se sacrifică alegerile locale. Și asta, deși s-a demonstrat în ultimii 25 de ani în România că primarii, după ce s-au văzut aleși, nu chiar își mai bat ei capul. Da, dar le-au mai mărit un salariu, mai, nu? Ia comunele la picior și să convingă oamenii să voteze parlamentari. Da, aia de la Fălticeni ți-a plăcut grozav, nu? Cu preotul Liviu Mihail. Da, că orice preot este liberal,
n-am înțeles asta și că se suspendă temporar din funcția de, sau din profesia, din nu știu cum să-i spun, de preot. După mine asta se cu preot... Se suspendă din preoție, cred că asta da, e. Da, asta care nu greșim. Cu preoția era ceva ce ține de har. Am asistat de câteva ori la Mănăstirea Purna, la hirotoniri, hirotonisiri. Hirotonisiri, cred că e termenul. Hirotonisiri de preot. Și venea IPS Pimen și spunea așa că se pogoară harul lui Dumnezeu asupra lor. Deci sau ceva în genul ăsta. Acum s-a suspendat harul. Da. Au făcut de două ori așa și până la alegeri e, s-a ridicat harul. Da, e undeva pus deoparte într-o casetă, dacă nu-i cu noroc la alegeri, se deschide casetul, se reactivează. O fi ca la, eu știu, cu parolă. Cu, nu, mă gândeam acum la sărbirea la Jedi, cu... Dar suntem în era informaticii, cred că e bază de parolă, nu mai... Aha. Tastez codul și activare har, dezactivare har. Please run the CD first, nu știu cum... Da, e cumplit. Adică îmi dau seama ceva se întâmplă la aceste alegeri pe bune. Pe mine mă sperie gândul tuturor chestiilor care se vor întâmpla din cauza acestor alegeri, din cauza felului după care se desfășoară aceste alegeri. Vom vedea dacă electoratul reacționează. Îmi doresc din suflet. Și îmi doresc, dar nu sunt semne. Păi nu, că, repet, au ieșit oameni în stradă, unii manipulați, unii extraordinar de sinceri când au ieșit acolo în stradă și cereau altceva. Păi, a fost un moment emoțional, Max. Nu știu. Da, de acord. Dacă, adică, ok, am ieșit în stradă, vrem altceva și pasul 2. Mâine, s-a ce faci? Guvernul. Da, și atât. Și atât. Și atât. S-a schimbat guvernul și atât. Un guvern care acum, după câteva luni, ne dăm seama, cel puțin din pozițiile publice ale premierului, fostului premier Ponta, că asta își dorea. Că se cam plictisise și el de guvernare. Da, dacă mai era să fie, era bine. Dar dacă tot s-a întâmplat asta, bine că s-a întâmplat. Întorcându-ne un pic la partea asta cu Alde, deci domnul Băieșanu și-a anunțat candidatura, ok, avem ALDE, după cum spuneam, un partid foarte puternic, un partid de... Da, cât sunt? Trei sau patru? Cât sunt? Nu, dar hai să-i și nominalizăm. Deci vorba de domnul Băieșanu, domnul Galan la Rădăuți. Păi nu știm dacă mai este domnul Galan la Rădăuți. Dacă a plecat din cauza că... Și domnul Harasim, care e prefectul... Domnul Harasim cred că se simte din ce în ce mai aproape de PNL. El în suflet e liberal așa și cred că mai aproape de da, cred că, da, deci așa mi se pare mie că eu nu, ne-a apropiat de domnul Flutur, de PNL, indiferent ce sigla ar purta acum la rever domnul Flutur, domnul Harasim pare apropiat de domnul Flutur așa. Deci la ALDE domnul Băieșanu, domnul Tărniceru înțeleg mai nou acum de la Vatra Dornei, domnul Aldea că sună pe aproape Aldea nu de asta, nu era pe acolo. Omul din câte am înțeles eu, el vrea să candideze. Da, n-a avut loc în altă parte. Și cei la PNL au zis, au făcut calcule și au zis nu câștigăm cu tine. Poate data viitoare. Încercăm varianta V2. Da. Și atunci, normal, și-a găsit un loc. Deci, n-are nicio legătură cu lucrurile în care ar crede un candidat, cu ce... Nu mai vorbim de doctrine și astea, deja SF-uri. Da. Unde pot să obțin ceva? Unde pot să primesc o funcție? Unde pot să am acces la o funcție, la
bani publici, la influență, că și aia care se bat să fie pe lista de consilieri, doar nu stau să nu, nu pot să doarmă noaptea că de grija orașului. Nu. Uite, oamenii vor să fie în comisii, vor să acorde în consilii de administrații, să acorde audiențe la tot felul de petenți care au nevoie de autorizație de construcție, de deschis o firmă, de exact. Și vor să facă asta, nu animați de cele mai bune intenții pentru oraș. Nu, poate nu 100%, dar o bună parte dintre ei, da. Mai sunt și excepții, da. Din când în când mai apare câte unul, câte un om din integru, viața publică și hop, se bagă în politică. Bineînțeles că în secunda 2 nu, nu poate fi primit bine. Hai să-i dăm un pic la, cu șpițul pe la, pe la Tibie. Uite, avem și cazul lui Cătălin Miron, care are câte luni de politică? Vreo 4 luni de toate. Dar nu-i soțul doamnei senator Miron? Asta nu înseamnă că a fost implicat în politică. Nu, dar nu-i străin de politică. Nu-i străin, n-a zis că e străin. Dar, bun, ar fi fost și culme să se înscrie în PSD, nu? Îți dai seama ce ar fi familia. Mai știu cupluri din astea, da? Care, da. Celebre? Nu foarte, cu foarte mare notorietate, dar știu că... Păi, până la urmă, vezi tu că acolo... Acolo democrație. Acolo democrație. Parlament acolo curat. Respect până la urmă și asta cam ar trebui. Ok, aici nu discutăm de altceva. N-a zis că omul e străin, dar vine dintr-o zonă... Adică nu e atât de trecut prin politică astfel încât să fie iarăși... Nu. Deci Cătălin Miros spune așa: voi câștiga alegerile în Rădăuți pentru a le arăta adversarilor mei că orașul poate fi modernizat. Nu comentez, nu? Deci ți se pare Rădăuțul prea complicat? Da. Este adevărat. Da, nu știu, n-am înțeles niciodată după ce criterii, noi am mai discutat, da, după ce criterii votează rădăuțenii. Funcționează sau nu funcționează, sau nu funcționează Rădăuți. Da. Nu știu, pentru mine e o enigmă orașul ăla. A fost, nu știu, 3-4 mandate, nu, o viață. A fost primar domnul Frunză. Îl votau așa, mandat de mandat. La un moment dat au spus nu, îl vrem pe domnul Olărean, care a fost votat și a doua oară, și la al doilea mandat. Da. Domnul Olărean, care era o figură ce ar fi putut avea legătură cu orice, mai puțin cu primăria, cu administrația. Bun, cu ce primăria, drept, aș fi făcut un pic de circ la vremea respectivă. Ți-mi minte că ai spus pic mai mult primăriei să da, facă prin parte. Așa, dădea audiență la o măsuță în fața primăriei, dar celebru e când ea are arestat niște polițiști, că nu știu cu ce l-au supărat, dacă mai ții minte, chiar în da, primele luni de mandat, el parlamentar. Da. Oricum, ambițios felul în care a pornit în această pre-campanie candidatul PNL-ului Cătălin Miron la Rădăuți. La Câmpul Lung Moldovenesc avem un inginer, Adrian Posa, din partea PSD, fost director al Companiei Naționale a Uraniului. Da. Fost director al Companiei Naționale, adică are... Eu știu ce înțeleg din toată chestia asta, că de fapt avem o știre proastă. Nu că știrea bună e că avem un inginer care se n-a mai auzit până acum de domnul Posa și bănuiesc că e un câștig pentru viața politică că au reușit să aducă un om din afara sistemului lor. Da? Odată. Dar știrea proastă pentru mine e că se desființă Compania Națională a Uranului. Da, asta e, asta e știrea asta proastă. Chiar e trist. Foarte trist. Am tot văzut și eu comentarii că era mult mai scump să se exploateze uraniu de la Crucea, că ar fi mai convenabil să-l importăm. Nu știu de ce totdeauna este la un moment dat devine convenabil să importăm, închidem mina, eventual vindem și dintr-o dată în câțiva ani devine profitabil, dar pentru alții, nu, da, nu pentru stat. Din ce am văzut, există un depozit bun de, nu mă pricep foarte tare, spun ce am citit, dar în publicații de profil, un depozit bun de uraniu undeva în județul Neamț, despre care tot s-a vorbit că va începe exploatarea lui. N-a început.
acum se închide mina sau alocat după bani pentru închidere, da, pentru închidere și ecologizare, pe care se scoate la vânzare. Cum da. S-a întâmplat și la Mănăila și la exploatarea de cupru. Da. Iar în ceea ce privește Tarnița, Tarnița Leșu Ursului, au fost cumpărate depozitele de steril, pentru că au ajuns unii care lucrează în industria de profil la concluzia că la vremea respectivă s-a folosit o tehnică de extragere a cuprului mai primitivă și sterilul ăla mai are încă... Sterilul de fapt nu e steril. Exact, că mai sunt cantități de minerale care pot fi încă exploatate. Foarte bine. Erau, aveau licență de prospecțiuni acolo, vreo 3 firme. Era și una românească, dar mai mică. Da, am acum să spun, dacă reușesc sterilul cei, până la urmă gunoiul rezultat în urma extracției și acea haldă de steril conține, pe lângă substanțe nocive, materii prime de care ai nevoie. Dacă la capătul acesteia se reușește să și ecologiza bine de tot zona, eu cred că e de bine. Dar nu m-aș grăbi să vând orice din dragul de a vinde, chit că discutăm aici de gunoi, pentru că s-ar putea să aibă un preț pe care noi nu-l bănuim. Adică n-aș și nici n-aș pica, dar vezi tu, n-am ajuns niciodată în funcție de decizie din punctul ăsta de vedere, dar nici n-aș închide mina Crucea, mina Compania Națională a Uranului sau ce mai fi, pentru că stai un pic, nu e... La ora asta nu e profitabilă. Probabil e profitabil. Că depozitul de acolo este... Nu e profitabil, dar poate e strategic. Și atunci ar trebui să... Depozitul de acolo e pe sfârșite de la Crucea. Dar avem o centrală la Cernavodă și cred că atunci când s-a deschis, s-a construit și centrala, se gândise un flux integrat pe vremea comuniștilor, când așa era și o autarchie bine definită. Se făcea și școală așa cum trebuie și exista și responsabilitate, că nu neapărat că te simțeai tu individ mult mai responsabil, dar erau pedepsele foarte mari la vremea aia. Nu prea îți permiteai să greșești și nu prea o dregeai dacă greșeai. Nu prea aveai cu cine. Da. Atunci așa fusese gândit, ca un circuit integrat. Era uzina de apă grea, exploatarea minereului de uraniu și centrala de la Cernavodă. Acum centrala va fi în totalitate dependentă de importuri, nu? Da. Dincolo de pierderea locurilor de muncă și... Da, sunt așadar mai multe... Hai să mergem și la ziare puțin. Da. Nu, da, am intrat ușurel în ziare. În ziare, am intrat ușurel în ziare. Am început cu politica. Am început cu politica, știi de ce? Pentru că în perioada asta, normal, se trag apele în partide. Eu îmi justific acum de ce am intrat cu politica. Se trag sforile în partide, domne. Ai spus și corect, candidații. Apele și apele. Și apele, da? Se trage și apa la partide. După. Și încearcă să prezinte candidații. Ori atâta timp cât ni se prezintă fix aceleași figuri, triste figuri sau cum vreți să-i spuneți, eu zic că ar fi bine să tragem noi semnalele astea de alarmă, că ceva nu e în regulă, în modul, în felul, în... Dar tu nu vezi că nu ne ascultă nimeni. Cum nu? Stai dintre niște... oamenii politici, nu, dintre oamenii politici. Și din oamenii cui politici? Pasă? Cine ține conte? Depozitul la Crucea e pe final de exploatare. Potențial, zona Grințieș, județul Neamț, foarte aproape de Crucea. Forța de muncă calificată este la Crucea. Ce spuneam, specialiștii. Da. Da, dacă închidem și nu deschidem imediat în partea asaltă, o să ducă să muncească pe șantiere în Italia, în Spania, în Germania, că doar nu o să stea oamenii să aștepte ajutorul social la fiecare sfârșit de lună. Aia sunt oameni care sunt învățați cu munca grea. Da.
Luăm întâi publicitate și după aia trecem la treaba? Cum spui? Nu cum spun, cum a început schelele ăsta micul din regie. Două minute de publicitate imediat după care vom discuta despre ordonanțele de reținere pe bandă rulantă după acțiunea de răzbunare împotriva șefului unei firme de pază. Concurență crâncenă la cea mai mare licitație intermediară, direcției Silvice Suceava. Investiții de 1 milion de euro în dezvoltarea cartierului Europa de la bugetul primăriei Suceava. Faptul că... Cristi Blărțu a picat examenul pentru președinția Casei de Asigurări de Sănătate și multe altele. Ca toți ceilalți directori, niciunul, au fost 47 de candidați, niciun președinte, niciun candidat pentru funcția de președinte al Casei de Asigurări din țară nu a promovat concursul, niciunul. Cum a fost posibil așa ceva, aflăm imediat după publicitate. Da, v-am aruncat mai multe titluri pe care le vom lua în răspăr în această dimineață. Mai sunt și multe altele. Rapidiștii căutau aseară bani pentru a putea face deplasare la Balotești, dacă nu merg cu ea, mănene. Multe lucruri interesante s-au produs, sunt relevate în presa locală de astăzi și noi vom încerca să le luăm în răspăr. Și aș începe exact cu ceea ce ai reacționat de altfel. Cristi Blărțu a picat ieri examenul pentru președinția Casei de Asigurări de Sănătate. Spuneam că îmi doream ca doamna Adam, sau cum o chema, Carmen... Bădoi, așa, să fi mers până la capăt, să fi văzut, să fi fost concurență. Oricum, eu apreciez că domnul Blărțu, în funcția, că nu-i prima oară când e la conducerea Casei de Asigurări de Sănătate. A doua sau a treia oară. A doua sau, trăiesc cu senzația că omul chiar știe ce face acolo. Adică, da, e în regulă. Iar acum să vină asta că a picat examenul, așa, adică ca un fel de topor, stai un pic. Dar... Toți candidații care au fost înscriși, 47 de candidați, vreo 15 parcă au absentat, 15 sau 17 că am scris aseară asta, da, au absentat, iar cei care s-au prezentat, unul a fost eliminat de la examen, probabil că au vorbit cu vecinul, au tras cu ochiul, iar ceilalți au picat toți. Deci, unul măcar din toți, 47. Nu fi adus grilă de aia pentru conducere auto. Nu știu, am zis că ori a fost un concurs pe bune, așa cum ar fi trebuit, cum ne-l imaginam noi pe vremuri când au început concursurile pentru funcții olimpiadă, să fie. Nu? Da, o olimpiadă, exact. Ori președintele director general al Casei Naționale a vrut să scape de toți directorii pe care îi are în țară, cu, fie cu titlu interimar, fie deja cu concurs, pentru o nouă echipă. Altă explicație nu văd. Eu am vorbit cu domnul Blărțu după examenul pe care l-a susținut la București, mi-a spus că a fost extrem de greu, dar era relativ optimist că ar putea să aibă o șansă. Dar aseară când m-am uitat pe rezultate pe site-ul Casei Naționale de Asigurări, Dumnezeule, nu se poate. El mi-a spus așa, ne-am văzut aseară la gala femeilor de succes, ne-am văzut scurt și mi-a spus că au picat toți din țară. Eu am zis că așa, la modul general a spus că a picat toți din țară, că 2-3 vor fi luat. Da. Unul măcar nu a promovat concursul. Poate au greșit ăștia subiectele, eu știu. Dat subiecte de olimpiadă. Dar, cam cum arătau? Adică condiția de trecere, cât era? Dacă e probă scrisă, era cu note? Sau cum? Da, la proba scrisă note erau trecute acolo, că domnul Blărțu a sau avut aproape foarte 6. Bine. Nu, bine. Cu calificative cred că erau eventual la interviu. La interviu, da. După proba scrisă, cred că trebuiau să obțină o anumită notă, 7 sau 8, nu știu cât este, și după aceea urmau să-și susțină planul de management. Și cam cum au picat toți? Cu 3? Cu 2? Am văzut și note de 3, am văzut și de 6. Nu, note... Nu chiar ca la examenele de titularizare la inspectoratul școlar cu 1 și cu 2, dar am văzut și note din astea. Domnul Borciu avea măcar mic. 5 acolo? Da, 5,80 a avut sau 5,87. Da, deci nu, până la urmă, eu văd așa, Otova nu, parcă nu ne-a făcut de râs. Nu,
cred că, nu știu la ce, n-am apucat să vorbesc cu el, să-l întreb despre ce a fost vorba în propozițiile alea, da, pe care le-au primit ei acolo. Da, asta de... că, uite, vezi, dintr-un antral ajungem. Cum a fost? Ce a fost el la gala femeilor de succes? Eu... Totuși e început de martie, e primăvară, e așa. N-am putut să stau foarte mult. Din păcate, nu am reușit să stau decât o oră. Am prins doar partea de discursuri. Chiar la început, după aceea a trebuit să plec, mai aveam de scris. Și... Da, cu alte cuvinte, n-ai văzut mare lucru, dacă ai prins parte... Păi am prins discursul domnului prefect Harasim, mesajul domnului prefect Harasim, și a meritat. Ce ai făcut să meriți penitența? Dar cum, da, a meritat să-i ascult discursul. Și o tânără doamnă de la Iași, spre rușinea mea nu știu exact, scrie, e scriitoare, da. Dar nu știu exact cu ce se ocupă doamna. La prezentarea ei, ea avea o prezentare mai laborioasă despre feminism, rolul femeii, și nu am prins decât, n-am putut să stau decât în prima parte a prezentării. Cine știe cât o fi durat prezentarea? Evenimentul era programat să dureze 2 ore. Dacă n-am vorbit cu colegii mei care au rămas, după aceea să știu cât a durat. Da. Eu pe la 6:30 am plecat, nu, la 6:15 am plecat eu de acolo, până pe la 7:30 am mai stat în redacție, ori ei nu se întorseseră încă, sau poate au mers direct acasă, nu știu. Da. Am văzut că la jurnalism premiat a fost colega noastră de la Intermedia, care s-a ocupat de programul ăsta, de proiectul cu promovarea folclorului. Oana? Nu, nu Oana. Zina Mihaela Bârsan, corect, da, așa. Mulțumesc. Aveam un lapsus acum. Ea a luat premiul pentru jurnalism. În rest, nu știu să-ți spun alte premii la cine au mai mers. Mâine în ziar. Cum a fost întreaga manifestare? A fost, sau ce ai văzut acolo? Se comportă bine, în regulă, centru cultural sau unde aveți? Uite, asta chiar voiam să spun. Am auzit tot felul de comentarii la adresa clădirii, la adresa cinematografului. Da, e o mică problemă acolo. Astăzi probez. Azi mă duc la film prima dată la Cinematograful Modern. Să-mi spui dacă nu trăiești cu senzația că se reflectă un pic în podeaua aia din față, în scenă. În scenă? Posibil, da. Pentru... Dar scena e lucioasă? Băi, se reflectă și poate să nu fie lucioasă. O să mă uit... Păi dacă nu e lucioasă, nu se reflectă, nu? Dacă e mată... Hai să vezi. Okay. Pe mine m-a deranjat. Astăzi mă duc la premiera filmului românesc. Mergem cu clasa la film, da, toată redacția. Aproape toată redacția. Care e film? E premiera unui film românesc. Million, Stars, și încă ceva. Am văzut cronici bune despre el. Bă, dacă mai sunt locuri, pentru că noi, eu cu Dana Micuțaru și cu Florin Paiu, ne-am gândit relativ târziu ieri, că totuși mergem și noi cu clasa la film. Stăm în picioare, nicio problemă, și că avem vreme. Abia am mai reușit să mai găsim locuri, undeva pe ultimul rând din spate am mai prins locuri. Era totul, când am vrut să ne facem rezervare, era totul ocupat. Da. Dacă mai sunt locuri, hai cu noi. Okay. Uite, îți facem... Așa, zi-mi vis-a-vis de locație. Mie mi s-a părut în regulă. Eu n-am picioarele chiar așa scurte, dar am avut loc și pentru picioare. Mi s-a părut curat, sala încălzită. N-am fost la film. La un eveniment de genul celui care a fost ieri, mi s-a părut în regulă. Chiar n-am niciun comentariu de făcut. Poate puțin îngust, prea îngust față de ideea pe care o am eu despre acces într-o sală de spectacole, accesul efectiv printre bare, dar poate așa trebuie să fie mai, îl controlează mai bine, nu știu. Asta a fost preluată și aici îți dau eu o explicație, bănuiesc că asta a fost și mintea arhitectului sau acelui care a pus în practică.
la stadioanele de fotbal, tocmai pentru a evita acele aglomerații și a evita probleme. La stadioni intră, trebuie să-i verifice dacă n-au băutură, dacă n-au hartele. Și doi, chiar și în cazul de fluirii sau așa, altfel se comportă acele separatoare, știi, reușesc să nu se creeze acele dopuri până la urmă. Max, eu am fost pe două stadioane la viața mea. Da. Dar n-am văzut nicăieri așa ceva. Am fost pe Arena la Bayern München și draga mea, da, la Bayern, la Barcelona, cum se cheamă stadionul lor. Știi câte intrări și ieșiri ai la stadioanele alea? Foarte multe. Ei, nu la știu, stadioanele astea din România, 50, știi câte intrări ai? Nu știu. De regulă una, două sau trei. Nu 15, nu. Da, adică nu, și acolo e control, să nu intri cu alcool, cu toate alea. Dar nu ca, nu știa, ca noi. Avea fostul prefect Orest Onofrei o vorbă, ca oile în strungă. Da. Că așa spunea el când era intrarea pe porțile laterale în Palatul Administrativ, că el a fost cel care a deschis ușile la Palatul Administrativ, ușile din față, că el dacă ajunge prefect nu vrea să intri pe porțile laterale ca oile în strungă. Da. Da. Și până la urmă... Dar în rest ok, curat, în ordine, chiar... Da. Dar e nou încă. Până la urmă asta este, adică totuși investiție care s-a finalizat abia anul trecut. După 8 trebuie... ani sau 9 ani, cât a durat? 9 ani a durat, nu? E, nu știu cât... A fost făcut temeinic, de-aia a durat așa de mult. Nu, dar să știi că a fost o lucrare foarte, foarte complicată. Eu am realizat și niște poze intermediare într-o fază intermediară a construcției. Când a fost dărâmat absolut tot, da? Mai rămăsese doar fațada, pentru că asta era obligație să rămână fațada. În rest totul a fost ras, construcție Max, serioasă de la zero. În cât timp au construit romanii podul de peste Dunăre? Un an. 101-102. Podul da, ăla... Muzeul, actualul muzeu de istorie. Cât a fost durata construcției? 1902-1903. Un an. Da. Și în picioare și da, acum. Măi, da, vezi tu, s-a întâmplat ceva. Acum construim mult mai temeinic. Da, nu. Au apărut contestațiile la licitații. A apărut CNSC-ul. Au apărut licitațiile, au apărut contestațiile la licitații. Păi nu vezi că 90% dintr-o lucrare o reprezintă licitațiile și contestațiile? Se desființează firma până se termină lucrarea. Vezi cazul la șoseaua de centură. Da. Auzi ce mai scumpă piesă? Doamne, apărăși păzește mai ușor, bă, băi, ne sperim, avem probleme cu curasonul. Zi. Așa, cea mai scumpă piesă, care și mult așteptată piesă la cinematograf, Ecranul. La Suceava? Aha. Zici? Partea dreaptă sus. Măi, eu am văzut pe cele două părți la mijloc. Nu e întinsă bine pânza. Da, nu e întinsă bine, asta am zis și eu. Deși... Data viitoare, nu, în prima fază mi s-a spus că, dat fiind faptul că abia a venit, că de pe transport, că nu știu ce, încă e rece și nu o forțează. Aha. Bun, am înțeles. Au trecut câteva luni, mă duc din nou. Dacă a apărut lungă în altă parte, înseamnă că avem o problemă cu întinzătorul, nu cu cel care întinde pânza. Nu, nu știu, eu nu înțeleg tot felul de investiții de astea megalomance. Nu-i vorbesc acum de cinematograful. Nu, cinematograful a fost o investiție obligatorie, cred. Dar să dureze atâția ani să faci o construcție. Dacă faci comparație între ceea ce face o firmă privată, construiește pentru ea, și ceea ce se face cu bani de la stat, diferența e uriașă. Nu se poate așa ceva. Da, sunt chestii de neînțeles și la niște costuri de neînțeles, pentru că avem această problemă vis-a-vis de, spre, cel puțin cu autostrăzile, noi am pocnit-o rău de tot. Adică ajung la niște costuri exorbitante, plătite de nu știu câte... Proiectele au... Studii de fezabilitate și de proiecte de... Ceva de te nebunește, iar când stai tu amărăștean și te mai uiți câteodată, tu amărăștean din regiunea istorică Moldova, da? Cu importanța cea mai mare în desăvârșirea națiunii române și a României, da? Regiunea asta istorică. Și când stai și te uiți la televizor și vezi că se ceartă aia că
kilometrul meu de autostradă, că s-a surpat, că nu știu ce. Bă, eu n-am un centimetru de autostradă. Da, eu în toată regiunea istorică Moldova, deci România, Moldova, Transilvania, da? La cum se lucrează, nici nu văd în următorii 20-30 de ani, oricum nu în timpul vieții mele, presupunând că aș mai trăi 20-30 de ani, nu cred că o să apuc să circul pe o autostradă în zona asta, decât dacă vor veni alții să ne-o facă. Așa? Nu, să și-o sistem... facă. Da, sau să și-o facă, corect, dar să nu fie rușii. Doamne, dacă vin în parteneria public-privat, n-am nicio problemă. Da, gândește, cât ar dura, câte proceduri ar fi să stabilească traseul. Probabil că l-ar stabili unii dintr-un birou și ar spune, da, uite, pe aici, ca la șoseaua de centură, da, pe aici trece. Când ajung acolo la fața o să fac, locului, văd că pe aici e o casă, pe aici. Pe aici am alunecări de teren, dar nu contează, hai că facem așa și încep cu exproprierile, cu procesele, cu consolidat zona pe unde ai pus tu planul că trece șoseaua, dar au ajuns să alunece terenul. Ai spus că o faci cu patru benzi? Nu, e cam mare cu patru benzi. În 2015, cum să fac eu o șosea cu patru benzi? O fac cu două. Că doar numărul de mașini scade, nu crește. Eventual să merg cu tancul pe acolo, că la mașini cât o mai fi. Pe unde să mai treacă? Prin sufragerie pe la colegul nostru, de la monitorul, că ar fi o soluție și asta. Când și cum să se facă o autostradă? Sau o fac, cum au început în Ardeal, o fac, termină 20 de kilometri, după care șoseaua se surpă. Au greșit ceva, pământul de umplutură, au pus pământ de flori sau eu știu ce Dumnezeu Sfânt a pus acolo, gunoi de grajd, ca să crească roșiile mari. Eu o spun și o spun cu maxim amărăciune, plus că mă uitam așa, am văzut discursul și cum erau discursurile și domne, că Moldova, că nu știu da, ce. Da, că facem cu master planul, că modificăm master planul. La conferința de presă, până și Gheorghe Flutur, unul dintre oamenii care, da, domne, că autostradă, că da, așa. Da, sigur. Au fost partidul domnului Flutur, au fost la guvernare, toți au fost la guvernare. O dată rapidă de la Roman până la Siret. Sigur. Măcar o pistă de bicicletă. Hai, măcar o pistă de biciclete poate să face, nu? Nu i-a împiedicat nimeni. Toți care vin astăzi și spun că o să fac, o să dezvolte, i-am văzut. Dana, ai vreun nepoțel de 5-6 anișori? Pe aici. În Suceava nu, mai mare, nu, okay. Mai mare. Deci, dacă nu, unul dintre spectatorii noștri, să-i dea unui copilaș harta României, da? Și să spună, copilașul lui tata, ia desenează tu cum crezi că ar trebui să fie drumurile, da? Și uite să vezi cum îți ia copilașul și îți dă cu pixul pe zona aia a râului Siret în ceea ce privește regiunea Moldova, da? Că ai avea nevoie ca să te legi cu autostradă, să te duci la București și la Constanța, că te interesează comerțul, că să te duci în nord, să fie pe Ucraina, să te duci în est, ca să mergi către Chișinău și mai faci o străpungere către Ardeal. Și ți-a terminat pe zona. În rest, el se uită pe drumurile care sunt și numai le completează. Da? Da, și ce atâtea studii de fezabilitate, prefezabilitate, care după 2 ani de zile au expirat. Adică studiu știi. Da, dar firmele care le-au făcut și-au încasat banii. Până la urmă la asta se rezumă tot. Cum să mai scoatem niște bani de la buget și să le ducem către firmele de casă ale unora sau altora? Din nefericire. Cum? Uite așa. Bun. Concurența crâncenă la cea mai mare licitație intermediară din a direcției silvice Suceava. Concurența crâncenă, să văzut cum au blocat ăștia toate străzile de pe aici, de prin zonă. Și uite cum e. Deci la unele partizi, nici aici nu scăpăm de partide, dar e un pic altfel, partizi. La unele partizi, prețurile masei lemnoase au crescut chiar și cu 120%. Licitațiile se desfășoară cu jandarmii la ușă. În mai multe cazuri aceștia intervenind pentru a aplana conflicte între forestieri. Adjudecarea masei lemnoase la prețuri mai mari și chiar și cu 120%, vă spuneam, e o știre care eu aș cataloga-o ca fiind bună pentru noi ăștia, ecologiști. Nu?
în altă ordine de idei. Max, cât ești tu de ecologist? Lemnul se exploatează. Întotdeauna. Ideea e să-l exploatezi corect, așa cum trebuie, să nu distrugi. Iarăși, foarte corect. Poate să fie dacă oamenii s-au obișnuit să-l fure, ca să spunem urât. Să spunem pe aia dreaptă. Poți să faci tu și să fii tu și mama ecologistului și să faci și mama licitației, că tot pe lângă ceea ce s-a licitat se va exploata. Da, corect. Dar? Da. Problema este următoarea. Dacă acest preț al lemnului este unul corect, sau dacă a crescut acest preț din cauza mega investitorilor veniți în România, sau cum îi spune, înțelege, adică dacă a crescut prețul, că așa e normal să crească, pentru că sunt două componente. Unu, crește prețul la lemn, ok, avem o resursă care e valoroasă, deci e în regulă. Cu alte cuvinte, statul român o folosește, exploatează, o exploatează, adică, sigur. Mai pierdem la cruce, dar mai câștigăm în partea asfaltă. Ok. Dar prețul ăsta e prețul corect? Prețul pentru că real? Mai e o chestiune. Lemnul de foc, cel pe care îl iau oamenii, dacă crește și ăla cu 120%, s-ar putea nu să de nu puține ori în discursul lui Ion Lungu ne spunea că până la urmă e centrală pe biomasă, că nu știu ce, dacă crește prețul în partea asta, nu crește oare prețul și aici? Păi, dar noi și așa la ora asta deșeurile de masă lemnoasă le plătim pentru folosite pe post de biomasă, le plătim bine, le plătim frumos. Am întrebat și eu de câteva ori de ce ne costă atât de mult să ardem gunoi. Să ardem deșeurile astea de lemn. Și am aflat că din cauza sau datorită procesului de uscare, pentru că trebuie să aibă doar o umiditate foarte scăzută și atunci costurile pentru uscare sunt foarte mari. De aici rezultă prețul la metru cub de rumeguș sau de coajă de copac sau ce mai ard ei acolo. Dar îmi păstrez totuși ideea că sunt exagerate prețurile. Ca orice chestiune. Vindem cu 3 lei buștean din pădure și cumpărăm cu 5 lei coajă de copac ca să producem gigacalorie la Suceava. Cam până la capăt astea sunt cifrele, nu? O afacere de succes. Da, dar vezi tu, eu cred că nu ne mai facem bine. Nu, așa mă gândesc eu, nu ne mai facem bine niciodată. Nu, îmi reproșau niște prieteni de-ai mei în urmă cu ceva vreme. Doamne, că atâtea abuzuri fac cei la NAF și de la ISU mai nou, dar voi presa nu spuneți nimic. Și îmi pare rău, dar am spus de fiecare dată. Și? Și tragem toate semnalele astea de alarmă și vis-a-vis de ea, și vis-a-vis de el, și vis-a-vis de ceea ce se întâmplă și de această situație. Da. Și? Au ieșit în stradă după colectiv. Și atât. Da. Ține de mobilizare. Cine face mobilizarea și cu ce scop? O să ajung paranoică până la urmă. Eu dacă nu cumva o fi deja. Păi nu mai pot să cred dacă s-au întâmplat atâtea lucruri grave în țara asta, grave pentru că te-au afectat direct la buzunar, la nivelul de trai, la calitatea vieții de zi cu zi. Bă, nu ies în stradă, 2-3 rătăciți, 10-20. În schimb, ies în stradă pentru, după tragedia de la colectiv, ok, nu, n-am nimic împotrivă, foarte bine că au ieșit, pentru că primește un post de televiziune o notificare că urmează să fie evacuați din dintr-o sediu. Clădire, da. Deci, atât, în rest, pentru altceva iese lumea în stradă, nu. Ne merităm soarta, cu siguranță, da. Da, cu alte cuvinte ar mai trebui, că și asta cu ieșitul în stradă, până la urmă, nu înseamnă ceva rău. E foarte bine. Eu asta zic, de ce nu ies mai des? 90 de la Toarșu Iliescu, care acum avea acea declarație mai mult decât nefericită, n-aș cataloga-o doar nefericită, aia cu, dar ne mai plângem mult, morții aia din decembrie 89, ce tot atâta mai vreți și voi. Trecut. De unde națiunea asta avea
plăcere, avea bucurie, avea imboldul de a ieși în stradă. Ești tu sigur că națiunea avea imboldul ăsta? În iunie 90? Da. Când la Mineriade n-aveau românii plăcerea, nu era piața universității ocupată de... Vorbim de mobilizare și de cine face mobilizare. Tu vorbești de data mai recentă. Eu vreau să spun în evidență că atunci a venit și atunci crezi că nu n-a existat aceeași intenție de mobilizare? Crezi că așa m-am trezit eu dimineață și hai să vedem de o piața universității cum iese? Nu mai cred, pur și simplu nu mai cred în întâmplări. Da. Ajungeți, vorba ta, să fim paranoici și dacă toți suntem paranoici, conform sloganului, paranoici până la capăt. Da. Paranoici până la capăt. Investiții de 1 milion de euro în dezvoltarea cartierului Europa de la bugetul primăriei Suceava. Grama de bani. Da. Da, să se dezvolte. Cartierul ăsta Europa unde? E ăla pe Tătăraș? Așa zice, pe dealul Tătăraș. De la Tineretului, până la urmă? Tineretului ăla din Burdujeni. A Tineretului ăla din Burdujeni. De pe dealul Mănăstirii, ăsta e de pe dealul Tătăraș. Cum îl știam noi Tătăraș, nu știu cum îi spun. Ba da, uite că tot Tătăraș îi spun și ei. Va beneficia anul ăsta de investiții de 1 milion de euro, adică le face de 1 milion de euro, nici dacă e să mergem după logica aia. Deci, băi, ce vreți de 1 milion de euro? Ori lumină, ori asfalt. Că am un două numere. Una din două. Una din două, nu? Din milionul alocat pentru dezvoltare, urmărim două obiective. Aducerea energiei electrice și demararea lucrărilor de amenajare a rețelelor stradale. Bă, cum am nimerit-o? Facem planul. Deci facem planul. Facem planul. Uite, trasăm străzile. Îmi spuneau profesori de mine la universitate, doamne, știi că drumurile alea șerpuite în un localități. De ce șerpuite? Oare de ce? Păi așa mergea când era carul cu boi, da? Puteau să ia de curba drept. Da? Și atunci trebuia să meargă șerpuite. Și uite așa se făcea drum. Foarte simplu, nu? Până la urmă, despre ce vorbim? Despre aducerea curentului și demararea lucrărilor în el. 1 milion de euro. Asta cu demararea îmi place fantastic. Nu? E genială. Municipalitatea Suceavana a pus la dispoziția 142 de tineri sub 35 de ani terenuri gratuite, câte 300 de metri pătrați, pentru construcția de locuințe. Vom face cartierul Europa. La fel, să sperăm că noi la vale de a lua asta Tătăraș, că pe acolo n-a luat-o de atâți ani? Păi nu, n-a luat-o de atâți ani pentru că acolo au fost, dacă mai știi tu, erau chesoanele alea pentru apa freatică. Două chesoane erau, că în rest era dărdeluș. Nu știu dacă erau numai două. Sau cel puțin pe zona pe care mergeam eu era. Vom vedea din ce mai auzisem de la persoane care au mai construit pe acolo, au avut nevoie de tot felul de lucrări de astea de protecție în subsol pentru stabilizare și ca să nu se infiltreze apa. Dar nu știu, mă gândesc că au făcut și un studiu geo înainte de a da teren pentru locuințe, să vadă dacă se pretează la o așa încărcătură de... Să ne aducem aminte de zona Mihail Sadoveanu, unde a fost interdicție de construcție atâta vreme, exact din cauza problemelor de alunecare. Da. Există un ONG care monitorizează încă alunecările de teren în municipiul Suceava. Uite, ar fi interesant să-i întrebăm dacă de versantul ăsta știu ceva. Da, e și interesant, dar cred că eu mai presus de a fi interesant, e interesant pentru noi, dar e vital pentru autorități să știe foarte în clar ce se întâmplă, pentru că dacă nu, ajungem exact la situații de genul cum avem în partea asaltă, pentru că în partea asaltă, și când spun în partea asaltă, mă gândesc, arătând cu degetul în direcția asta, la șoseaua de centură, la intrare, la juncțiunea cu Europeanul, da. Unde a fost accidentul ăla cu mașina lui Robert Mariana cu Vobdu. Spre zona Hacikadar, acolo, nu? Unde au fost alunecări. Da, da. Păi și mă uitam că au montat un parapet pe toată distanța.
Și în titlul din ziarul de ieri era spus exact lucrul ăsta, domnule, a fost nevoie să mai moară cineva ca să ne dăm seama că trebuie acolo făcut trebuie un ceva. Parapet, da? Trebuie protejat. Nu că un parapet, Dana, acolo dacă era gata lucrarea șoseaua de centură, cum ar fi trebuit să fie gata cu vreo 4 ani de zile sau când ar fi trebuit, sau 3 ani de zile sau cu 2 ani de zile, dar nu, cred că cu 3 ani de zile trebuia să fie gata, că la naiba nu poți să ai pretențe să dureze nu știu câți ani o amărâtă de șosea de centură pe două benzi, nu cine știe ce, 15 Germania. 15 kilometri de șosea, 15. Deci nu discutăm de ceva ieșit sute de kilometri, nu, 15 kilometri de șosea. Deci dacă 15 kilometri durează atâția ani, normal că e cumplit. Ori dacă discutăm acolo de o încheierea lucrărilor, da, în zona respectivă, eu cred că n-am putut discuta de... Păi, uite un pic cum e juncțiunea cu drumul spre Rădău Siret, da? Cum arată juncțiunea șosele de centură. Și îți vezi că acolo e puțin probabil să se producă un accident cum s-a produs ăsta de aici. Da? Adică nu zic că e imposibil. Că nu, dacă te străduiești, orice se poate. Dacă te străduiești, orice se poate, corect. Dar păi, de când s-a finalizat sistematizarea, așa cum funcționează, în proporție 90%. La zidul morții acum. Aici, la drumul morții. Ai mai auzit de accidente care se producă? Și acolo eu mai am câteva soluții care le-aș propune, tocmai pentru, în primul rând, îndulcirea benzilor și așa mai departe. Dar ai mai auzit de accidente? Nu, pentru că e gata lucrarea. E finalizat, e pus, e luminat, da. E cum vrei tu. Adică ceea ce ar fi altceva. Și când ai abandonat șantierul, trebuia să asiguri iluminatul și semnalizarea, dar n-are sens să mai discutăm despre asta, că numai ne enervăm de pomană. Da, pe bune, zău așa, ai dreptate. Ia hai să schimbăm un pic registru, să găsim ceva cu care ne-ar putea distra. O funcționară distrată, da. I-a lăsat fără asigurare de sănătate pe toți angajații TPL. Parcă ce? Da, dar... cum să spun, știi ce n-avem noi în România, în filon, răspundere. Mă. Ce vorbeam mai devreme? Știi, adică, ok. Până înainte știai că dacă nu faci cum trebuie, răspunzi crunt. Acum mai vorbești, mai rezolvi, mai îți îndupleci șeful, mai... Deci, angajații CNAS împreună cu reprezentanții din teritoriu au încercat ieri să găsească o soluție prin care cei 200 de angajați ai TPL să redevenească asigurați medical. Oamenii și-au pierdut acest statut după ce o angajată neatentă a trimis la sfârșitul lunii trecute la ANAF o declarație rectificativă 112 greșită. Șeful TPL a bănuit inițial că totul se întâmplă din cauza datoriilor către stat. Stai seama ce haloi măsă acolo. Nu, n-aș crede. În schimb, nu mai departe de acum vreo două săptămâni sau când am aflat că așa, că s-a schimbat AGA la sau Consiliul de Administrație. Ce s-a schimbat atunci? Că e domnul Vasilică Băiețan. Da. AGA, cred. AGA. Și el și prietenii lui, am impresia că sunt A venit când a anunțat atunci cât... Păi îți dai seama, vii, anunți, uite atât a costat un site și după aia dispari. L-ai mai văzut pe domnul? Ieri vorbeam în redacție că nu l-am mai văzut pe domnul Harșovski în spațiu public. Cred că s-a dus foarte multă vreme. Bă, ce mi-ați făcut? O rezolvat-o atunci. Deci, aici nu înțeleg că nu e ceva grav, e o problemă de... Uite, zice că nu puteau să devină neasigurați din cauza sistemului de datorii de la stat și or să găsească o soluție, dar să identifice unde pleacă banii. Că a completat greșit formularul și trebuie să ia drumul banilor, că nu mai știu în care cont a ajuns. Domnule, dar îmi place cum sună asta, declarația rectificativă 112, adică e de acolo. Cu toate astea, să știi că mie nu asta a fost știrea numărul 1. Bine, obiectivul o pune, după cum vezi, ca fiind știrea de deschidere. Eu mai curând ar fi asta imediat de sub, da? Maidanezii au pus stăpânire pe parcul de la Spitalul Județean. Și mi-aduc aminte că în urmă cu ani de zile, când a început operațiunea de curățenie și curățirea parcului respectiv,
La puțin timp după ce a fost instalat domnul Râmbu, dacă nu mă înșel. Cred că a fost unul din primele lucruri pe care le-a făcut. O chemat ecaresajul. Când o chemat ecaresajul și după aia, nu știu la cior cum se cheamă, dar le-a mătreșit și pe alea de acolo. Și părculețul, domne, toaletare, adică strâns, mizeria, a făcut un lucru care... Ok, bun, hai mă, nu putem noi de parcul ăsta. A fost unul din primele lucruri făcute, da? Pacienții sunt îngroziți de zecile de câini din curtea unității. În timp ce aceștia acuză cadrele medicale că hrănesc animalele, conducerea spitalului susține că personalul a primit indicații stricte în acest sens și nimeni nu are voie să dea mâncare, de mâncare patrupedelor. Deci... Eu spun următorul lucru. Dacă greșesc, vă rog să mă iertați, stimați telespectatori și dragi autorități. Eu cred că e vorba de un lot de refugiați, de câini refugiați, care s-a aciuat în zonă. Așa au ajuns și în zona în care locuiesc eu, tot așa. Au lipsit o bucată și dintr-o dată au venit 8, așa cât cangurii. Și văd în fiecare... Din altă parte, deșertați după metoda camionul. Ori au evadat din adăpost, că sunt diferiți. Am informații. Certe. De clară precizie că se practică acest sistem, cu toți îl practică, nimeni nu recunoaște, dar asta e metoda. Adică nu se face un lucru ingineresc cap-coadă. Adică, bă, fraților, hai, anul ăsta rezolvăm problema? Nu! Bagă un tir acolo, bagă o mașină în partea elaltă, mai eliberăm un pic, noi mai strângem, noi mai așa, se apropie campania electorală, uite, dacă se strângă așa, uite câtă treabă fac eu, sau uite ce treabă aș putea face eu, la maniera asta. Au apărut din nou destul de mult. Ieri am văzut și în parc la universitate, am văzut în centru pe esplanadă, dar cât cangurii, ai noștri erau mai mititei. Ăștia s-ar putea să fie dacă de mergem import. Mergem prin ea și găsim pe ai noștri. S-ar putea să fie de botoșani, poate, că sunt mai înalți, așa pe picioare, mai de stepă, mai supli. Domnule, ai noștri sunt mai de pădure, mai pitici, se strecoară prin pădurile astea, de pe la Mitoc, de pe la Pătrăuț. Iar veșnica aia poveste că vai de mine, bă, uite gospodarul a venit cu doi căței în sac. Pe ăla l-am prins eu. Deci pe ăla l-am prins eu, pe gospodarul care, nu, aici ăștia s-a duși vaccinați, deparazitați, sterilizați, eventual. Am avut o știre la un moment dat, o mai avem, erau ori, deci erau un exemplu de bune practici. Nu, de cât înseamnă totuși viața asta, știi, era o cățelușă, o maidaneză, de asta cu cerceluș, sterilizată, tot ce vrei, ori adoptase 4 puiuți și avea grijă de ei în momentul ăla, ori așa de bine era sterilizată că făcea pui în continuare. Mm-hmm. Da? Deci din două una. N-avea cum să fie altceva pentru că era o cățelușă exact posibil cum se maidanezi ăștia. Posibil și atât de frumos. Cu 4 puiuți lângă ea acolo în șanț. Eu atunci mi-am chemat colegi, băi, veniți, filmați. E că era prea tare faza. Da, eu am ce spun ăștia care au venit acum azi noi în zona în care locuiesc. Și eu vorbesc? Au un comportament extrem de interesant. Îi văd dimineața pe la 7 și 10, ies toți, 8 sunt, cred, 7-8 cam așa, încolonați, puțină gimnastică de dimineață și merg pe tarlalele alea pe acolo spre case, pe la fosta casă, nu casă de oaspeți, gospodărie de partid, pe la grădinița aia de jos, de la lacuri, de acolo. Da. O pornesc ei undeva, nu știu, poate la spital se duc, să ia micul dejun. Da, poate acolo se duc, merg în spate, o pornesc spre pompier, spre spital. Seara, la 10, îi văd înapoi, dar încă sunt pe stradă, încă patrulează, fac strada de pe la Alexandru cel Bun sau Milisopescu până spre Balada și înapoi.
spre miezul nopții s-au dus la locul în care s-au aciat, o casă părăsită, viitor apropiat probabil se va ridica un bloc, nu un bloc, un mor, trei blocuri sau cinci blocuri erau în proiect acolo. Petrec noaptea acolo, dimineața din nou, nu le dă nimeni de mâncare la, în zona aia. N-am văzut eternele castronașe cu mâncare și cu zoi de la ce mai rămas, de pe la ce mai strâns gospodina în bucătărie, nu sunt, n-am văzut nicăieri și ți-am zis, ei dimineață pleacă, toți o pornesc, nu rămâne unul în cartier. Probabil că ori aduș, ori au migrat în masă, au evadat în masă din adăpost sau... Asta cu evadatul, să știi că nu, eu nu o cred, pentru că am informații, repet, certă că se practică. Se practică într-un mare fel, asta, strângerea câinilor, urcarea lor și trimis la distanță sau la cât te ține gazul. Cu scopul să... Păi, aia, că n-au minte. Faci schimb de câini, Suceava cu Botoșaniu, hai că îți dau eu 10 câini, îmi dai tu 20, ne facem că i-am prins. Păi nu, se fac că au prins. Asta e toată problema și din păcate... Păi îți plătiți la bucata de câine capturat. Dar nu sărmane, ieri am văzut doi de ăștia care erau cu să prindă câini, știi? Deci... Nu, bă, nu la ei, bă, l-am filmat noi pe unul la un moment dat. Era l-a capturat câini în Georgenescu. Și cu asta încheiem, luăm o publicitate și vă mai spun ce vorbim după. A mers ăsta, a capturat câinele și după aia trebuia... Dar știi cum sunt străduțele alea în Georgenescu, în spate, înspre cartodrom? Adică sunt câlcite rău. Și se erau câinile în brațe? Nu mai știu. Nu mai găsea mașina. Și mergeau câinile pe acolo primul. Și erau câine moare. Și așa de calm, adică cățelul știa, bă, mă duce la deparazitat, la tuns, la aia, la aia. Și pe pică, după aia, după câteva zile, îmi dă drumul înapoi. Păi și merg. Cum? Jimmy Cutter îl chema pe eu. Jimmy Cutter? Da. Bă, și n-ai filmarea? Are Steve, filmare mișto. Are Steve? Da. Băi, era oricum... Deci câinele mare, greu. Stai la un moment, în prima fază, na, Țanțoș, fălos, îl și filmează lumea la televizor, dar după ce am, ăsta cu camera venea din spate și ăsta, nu de mașină! Adică, se mai întâmplă, nu te poți baza, adică nu sunt niște doctori docenți, sunt niște oameni, nu fac ei parte din mecanismul ăsta care plimbă câinii într-o parte, sunt alte minți diabolice aici care reușesc să facă, iar când te uiți câți bănuți iau pe prinsul unui câine, crede-mă, la cât aleargă, la câte probe nu sunt merită, obligați nu să treacă, noi cel puțin am spus, dar nu... Banii ăștia e prea puțin la cât efort depun. Crede-mă, e un efort deosebit. Cred, și riscant, nu-i simplu. Ne mai punem și neplăcut, că nu cred că încearcă cineva vreo bucurie să prindă un câine cu lațul de gât și să-l ia, să-l ducă. Nu, chiar nu. Dacă nu ești bolnav, nu poți să ai nicio bucurie în a face asta. Da. Bun... Rectorul Universității din Suceava a făcut bilanțul primului său mandat. Viorel Sredenciuc este șeful campaniei electorale PNL pentru alegerile locale. Sincer, mă bucur că aud din nou că a intrat în ecuație Viorel Sredenciuc, pentru că eu apreciez că a fost unul dintre cei mai buni primari. Viceprimari. Și când spun asta, mi-aduc aminte, pentru că cel puțin mandatul precedent în care a fost Ion Lungu cu cei doi viceprimari, Lucian Hârșovski și Viorel Sredenciu, cred că a fost cel mai activ trio posibil din istoria administrativă a Sucevei. Erau toți trei colegi de partid. Da, dar se vedea clar că fiecare știe ce are de făcut și trăgeau toți la aceeași căruță. Ai echilibrat, domnul Sredenciu. Domnul Sredenciu, cred că ăsta e termenul cel mai potrivit. Și un profesionist, mi-aduc aminte pe ceea ce înseamnă absorpția de fonduri europene. Știu că parcă aici își dădea doctoratul aproape. Dar în fine, despre asta o să vorbim după publicitate și tot atunci iarăși se aduce în discuția zona metropolitană Suceava-Botoșani. Publicitate, revenim.
final a emisiunii, adică ultimele 19 minute, ultimele 25 de minute. S-a trezit. Deci, ultimele 19 minute pe care le avem la dispoziție, o să încercăm să le exploatăm la maxim și să povestim și de cealaltă lucruri importante care se regăsesc în articolele din presa locală de astăzi. Vă spuneam că o să mai atingem vreo două subiecte importante, dar unul pe care nu l-aș ignora absolut deloc este cel în care văd fotografia liceului colegiului, sau cum e, Ștefan cel Mare din Suceava, și văd că universitățile din străinătate își vor prezenta elevilor suceveni oferta educațională. Dom'le, ce ne-au luat ăștia oameni, specialiști? Ingineri, ne iau la doctori, nivel de copii. Da. Vin cu... Și noi trăim o dramă, dar nu ne dăm seama. Dar cui pasă? Cui pasă? Mie? Că... Ție? Da, păi probabil că dacă ai avea un copil în clasa 9 sau în clasa 12 astăzi, ai fi și tu la fel de interesat de oferta educațională a universităților din străinătate. Pentru că nu știi dacă, urmând o universitate sau un colegiu aici, copilul tău nu are mai puține șanse decât unul care a urmat o universitate în străinătate. Pentru că aici, da, ai sentimentul că nu-i pasă nimănui de ceea ce se va întâmpla odată, cu copilul tău. Doi, muncești mult pentru o licență, pentru un master, nu mai spun cât pentru un doctorat, da? Da, și te trezești că n-are nicio valoare. Apar vreo 5-6 politicieni de ăștia, doctorat, vrăjeala în vreo două. Da, câte vrei, mă? Tu ai unul, doctoratele alea, înțeles că este un site, este o organizație, este un site, da, unde vis-a-vis se de operele plagiate. Cum? Operele plagiate. Adică, și? Băi, cumplit. De la ce? E furtul, cel puțin pentru intelectual, cred că e mostra de cea mai mare nesimțire, furtul intelectual. Dar este extrem de frustrant să lucrezi, să fi făcut școala pe bune, să la vremea ei și așa cum trebuie, să fi tremurat pe la uși, pe la examene, să fi pierdut nopți să înveți, ca să iei neapărat o notă bună, ci ca să știi, să nu te faci de râs la examen. Da. Apoi ai făcut eventual un master, ai făcut un doctorat. Ca să ce? Are doctoratul tău pe care l-ai muncit, are aceeași valoare cu a ăstora. Mai ei te stimulează să mai faci? Da, sunt vârfurile. Văd că permanent copiii din România și tinerii din România se întorc acasă cu medalii de la tot felul de concursuri și de olimpiade internaționale. Da, sunt câteva vârfuri. Sunt foarte buni. Dar ceilalți care nu au șansa de a sclipi și eventual de a avea un profesor încă dedicat, care se ocupă foarte mult de ei, cu aceea ce se întâmplă? Da. Încotro se îndreaptă. Bun, și pentru cei care merg să studieze în străinătate, trebuie să îndeplinească anumite criterii, trebuie să ajungă vin, la niște... Vin aici, am văzut că vin peste 20 de profesori. Da, vin să racoleze creiere, da, e vânătoare de creiere. Normal, iau vârfuri, da? Normal, că nu iau pe cei cu inteligență sub medie sau eventual abia ajuns la medie. Nu, iau cei mai buni. Și cei care s-au format, au studiat, pleacă în Anglia, în Germania, în Franța, în Statele Unite. Stau 5 ani acolo, că e 3 ani universitatea și mai pe programul ăsta, cei care studiază în Europa, pe sistemul actual de învățământ, mai fac încă 2 ani obligatoriu. Stau 5 ani. Eventual, după aceea, mai fac și un doctorat. Se întorc în România? Câți din ei se întorc în România? Se lucrează aici. Prezentau inclusiv unii prieteni de-ai mei și era o chestie. Domne, motiv de mândrie pentru România, că în Silicon Valley a doua limbă e limba română. Da. Deci după limba, mamă, ce chestie. Da, deci... Bă, și pe mine cu ce mă încălzește chestia asta? Și se rupe sufletul, că le-ai dat cei mai buni. Am dat cei mai buni, a plecat acolo. Cele mai strălucite minți pleacă. Dar știi care e faza? Oamenii ăia cred că, nu cred,
mai au încă legături, nu s-au rupt de România și ar dori să vină în România și ar dori să facă ceva pentru România. Au frați, au unchi, au nepoți, au rude. Da, să-și, să-și facă o firmă, să stea la coadă, să-și plătească impozitele, să nu poată să le plătească nici în 2016 online, să dea să aibă un aeroport de... care... nu aterizează nicio cursă internațională pe el, să n-aibă... să facă 7 ore până la București, dacă sau are treabă să ajungă la acolo. Cluj? Și pe ce drumuri, adică autostrada? Na. Să stea dacă nu-i... nu justifică trafic. Da, exact. Să-l jupoaie de bani dacă vrea să-și facă o casă, să-i trebuiască 7 milioane de autorizații. Și să plătească și pe casă și pe pământul de sub casă. Adică, pe bune, și sunt... după ce ai trăit într-o țară funcțională, într-un sistem funcțional, este extrem de greu să mai să te poți acomoda, da, la instabilitatea asta permanentă în România. Sau îți deschizi o afacere, se schimbă legislația, astăzi e o legislație, tu ți-ai făcut un plan de afaceri, un plan de management, peste 3 luni s-o schimba și codul fiscal și autorizările ISU. Altă ordonanță de urgență sau lege modificată prin ordonanță de urgență. A mai venit o hotărâre de guvern care zice că nu-i bun ce ai făcut până ieri, trebuie cu totul altceva. Bă, dar nu m-a anunțat nimeni. Nu-i treaba mea, trebuie să-ți angajezi avocat, îți trebuie 5 contabili. Și pentru ce să vină? Da, mi-aduc aminte și acum cu maximă supărare, cu cât bucurie anunțau autoritățile române că țin foarte multe radare, că au aplicat nu știu câte mii de amenzi românilor care veneau din străinătate, intrau în țară, stăteau vreo 6 ore în vamă, da? Și apoi voiau să recupereze. Și cu câtă bucurie anunțau autoritățile că au dat amenzi. În condițiile în care oamenii ăștia au stat nu știu câte ore în vamă. Frontieră. Da? Deci veneau în Occident, tot Occidentul, carburantul este mai ieftin decât în România. Noaptea minții, nu. Adică, nu, eu nu că refuz să mă mai enervez câteodată, dar cu toate astea mă enervez. Deci carburantul mai ieftin în toată Europa decât în România. Poate în Germania e mai scump. Da? Cred. Am zis, poate. Dar în Austria e mai ieftin decât în România. Da, foarte mult se alimentează în Austria sau în Ungaria. Da, și vin frumos, pac, când intră în România. Carburantul mai scump, drumurile mai proaste, te mai iau ăștia și cu amendă. Deci tu, ca român, la un moment dat îți vine lehamite să mai vii în țara ta. De ce? Pentru că așa vor ei, așa fac ei. Iar povestea asta cu profesorii, cei 20, peste 20 de profesori care vin deja să ne ia copiii, eu mă gândesc așa, bă, ăștia chiar ne vor proști. Adică... Mă, dar nu ne iau, că nu-i obligă nimeni și nici nu ne vor ei proști. Noi nu știm să-i ținem, e problema noastră, nu a lor. A noastră cu vârf și îndesat. Da, bă, dar făceam din ciclul ăla, bate șaua să priceapă calul, poate ori înțelege și ăștia odată. Da. Stai, bă, o leacă, dar nu e bine firesc. Bine că iau, pentru copiii ăștia e o șansă. Da. Bine că iau. Da. Că dau examene, că pe banii părinților lor pleacă, pe creierul lor, pe munca lor. Deci, Au o șansă să facă ce? Să rămână ce? Să ajungă să-i ceară șpagă la universitate, face medicină la Iași și cere șpagă. Sau dacă e fată, îi face avansuri, nu știu ce, nenorocit de profesor. Că nu nenorocit, că el acolo în pătrățica lui profesional e bine, dar ca om e un jeg. Și nu trece fata examenul că da. Să dă ăla la ea sau tot felul de minuni de astea. Din nefericire avem și de mii de cazuri de astea. Da, plin, de în fiecare an se întâmplă. Să încercăm să îndulcim un pic zona asta. Da, rectorul SV Valentin Popa, la finalul primului mandat, niciodată nu poți fi mulțumit în permanență, cred că se putea face mai mult. Primul mandat a fost cel din perioada 2012-2016 al rectorului Universității Sucevene, Valentin Popa. În pragul noului mandat câștigat prin voturile universitarilor la alegerile din luna trecută, a vorbit ieri în cadrul unei conferințe de presă despre starea universității în perioada menționată. Eu am totuși... Bun, trăiesc cu senzația că acești 4 ani
Să vedem cum raportează și ce spune domnia sa vis-a-vis de realizări și nerealizări. Trebuie să facem mai mult pentru din Ucraina și din Moldova, spune el. Au fost creșteri salariare acordate din veniturile proprii de până la 30% din salariul de încadrare, acordate în conformitate cu diversele prevederi legale din anii precedenți. De asemenea, nu s-au acordat gradații de merit pentru personalul nedidactic, nici tichete de masă. Cu alte cuvinte, și plusuri și minusuri, da. Nu sunt chiar mici salariile la universitate. Cum? Nu sunt chiar mici salariile la universitate. Asta e... trebuie făcută și facultate de medicină în Suceava. De ce? Pe baza ceea ce a zis Dana cu... Posibil. Decât sală polivalentă, mai bine un spital municipal. E mai mare nevoie. Da, asta cred că e din altă... Mi-au părut niște mesaje ciudate pe aici. Ciudate pentru că erau, cred că, pe Twitter sau pe ce mai fi. Habar n-am, nu mă pricep la de asta. Spuneam că în ceea ce privește Universitatea Suceava, din nefericire pentru domnul Valentin Popa, a venit după perioada rectorului Adrian Graur, care fie vorba între noi din alt film în ceea ce privește dezvoltarea universității. Suceava îi datorează foarte mult domnului Graur. Suceava, orașul Suceava îi datorează și județul. Pentru că acum există mai bine Suceava, județul Suceava pe hartă, îi datorează extrem de mult domnului Graur. Și domnului, inevitabil... Universității în consecință și domnului Graur, da. Universitatea ea noastră, a orașului, face... A județului. Și a județului, spus, da. Dar îi dezvoltarea la care a ajuns și inclusiv pe partea asta de inginerie, unde domnul Graur a fost, domnul profesor Graur a fost direct implicat, s-a dezvoltat extrem de bine, extrem de frumos, iar domnul actual rector Popa are o misiune extrem de grea, da, pentru că tot ce face se raportează la ce ăla cum a putut și tu nu poți. Da, uite, exact cum va fi la spital cu domnul Râmbu. Da. Dar mai e o problemă aici. Bun, discutăm de domnul Popa din această perspectivă, dar mai e și următoarea chestiune. Am înțeles că acum la alegerile astea a fost singurul candidat? Da. Păi nasol, mie nu-mi place chestia asta. E că măcar concurența e de doi pun loc, adică... Iarăși nu-i problema domnului Popa, cea colegilor săi. Nu a tentat pe nimeni funcția. Crezi că a făcut domnul Popa lobby să nu, sau i-a descurajat pe ceilalți colegi de-ai săi să nu, care nu, cumva să candideze? Nu, nu vreau nimeni să candideze și atunci... E cam nasol așa, ții minte că... Hai că unde sunt ăștia mai numiți mai așa pe la alte instituții, da, cred că acolo se fac tot felul de șmenuri și aranjamente. Dar la universitate chiar nu... Dar ne întoarcem exact cum a fost, cum am început cu Cristi Blorțu, da? Cu Casa de Asigurări de Sănătate. Deci la un moment dat a devenit și unul candidat și el pic, adică... E alt gen de instituție. La universitate, într-o țară normală, cât ai voie să candidezi, sunt universități unde nu există limită de mandate. Da, poți să fii 20 de ani rector unei universități, tocmai pentru că ești performant, colegii au încredere în tine și îți execuți foarte la urmă, bine fișa postului. Reușești să aduci un echilibru. Exact. Deși, practic, rectorul este cumva administrator al universității, universității, dar are mai puțin legătură cu cariera didactică. De rectori, dacă nu cumva nu ar trebui să mai facă parte din comisiile doctorale, pentru că și așa ai foarte multă treabă. Și activitatea are mai multă legătură cu partea asta administrativă și mai puțin didactică. Dar uite, într-o țară normală, mandatul de 24 de ani al domnului doctor Martiniuc la conducerea ambulanței ar fi părut ceva aproape firesc. Corect. În România și în Suceava stai și te întrebi
ce l-a recomandat pe domnul doctor Martiniuc și, sau cum a reușit să supraviețuiască director în toate guvernele, sub toți prefecții, în condițiile în care au fost chiar prefecți care au vrut să-l schimbe, i-au cerut în mod insistent demiterea sau demisia și n-au reușit. Deci, într-o țară normală nimeni nu se miră că un șef de instituție, de un serviciu public are un mandat extrem de lung, un mandat în ghilimele, condensat. Să ne aducem aminte de domnul Zimnahăr de la regiunea Schwaben. A fost 17-18 ani a fost președintele acelei structuri. La noi 4 ani sau eventual, uite, cât mă văzusem ieri o știre prin ziar, câți miniștri ai culturii, 8 sau 10 miniștri ai culturii și 8 în 8 ani nu s-a reușit finalizarea restaurării centrului, cum se cheamă, centrul de restaurare al Muzeului Bucovina, care e pe Dragoș Vodă. E o clădire de patrimoniu care a început să fie restaurată cu banii europeni de vreo 8 ani, 9 ani, cam așa. Au fost vreo 10 miniștri ai culturii până acum, numai că nu s-a lipit finanțarea, toată finanțarea necesară finalizării proiectului. Așa că nu e gata nici acum, poate anul ăsta. Da, apropo de bilanțul rectorului universității, discutăm aici și de înființarea Casei de Cultura Studenților din Suceava, unde, spun sincer, am ajuns la câteva manifestări. Da, chiar o realizare și acolo și au activitate permanent. Și a început așa pe cale naturală să existe acea efervescență. Bun, să existe acel murmur, eu sper să ajungă și la efervescență în ceea ce înseamnă viață studențească. Și asta și apoi unde mergem asta? Ai un răspuns. Da. Ce facem în seara asta? Ai și altceva decât mergem în mall. Club la mall la sau mall. Mergem în club să deci bem o bere? Deci asta e completă, la mall. Prefectul Harasim, apropo de domnul mandatul. Martiniuc, că ziceam de domnul Martiniuc, din punctul meu, eu nu am avut noroc, nu era pe domeniul meu, n-am avut treabă cu domnul Martiniuc, am înțeles doar așa, că eu mai... Da, am avut o colaborare foarte bună cu... Bun, el e mai... Deci nu e... Sunt unii care sunt mai volubili, e mai ușor să ajungi în... Da, domnul Martiniuc mai așa... DSP-ul vrea să-l pună pe domnul Lăzărea, nu? Domnul Martiniuc nu. Domnul Martiniuc vrea să lase moștenire, am înțeles că, la directorul medical al Serviciului Județean de Ambulanță. Poate că e justificat, poate că nu. Habar știi n-am. Cum e? Și tu ai dreptate și tu ai dreptate. Da. Au fost la DSP, sunt la DSP, la ambulanță, sunt 4 directori. Personalul în tot județul, vreo 300 și ceva de oameni angajați, doctori sunt 13 de toți. Au la ăștia 13 doctori din județ, la Suceava, la stația Suceava, sunt 4 directori, economic, medical, managerul, directorul tehnic și mai e o doamnă asistent șef care face parte tot din comitetul de conducere. Acum, dintr-un anumit punct de vedere, poziția prefectului mi se pare justificată. Iau, dacă legea îți permite... Dar n-am citit. Deci poziția prefectului. Prefectul Harasim a cerut o analiză mai atentă a nominalizării făcute de DSP ca doctorul Lăzăreanu să fie manager la ambulanță. Și asta, solicitarea a fost făcută către Ministerul Sănătății. După ce DSP a trimis nominalizarea pentru domnul doctor Lăzăreanu, care iarăși cred că s-ar face față foarte bine. El a condus DSP atâția ani de zile. Da. Și cred că s-a dus la ambulanță. Nu e o specializare ușoară, cea de doctor pe ambulanță. Dacă s-a dus acolo, omul are chemare pentru ceva. Nu cred că a avut în vedere doar intenția de a ajunge director la ambulanță când va ieși, cândva, domnul Martiniuc la pensie. Domnul doctor Martiniuc. Da. Deci DSP a nominalizat, a trimis la minister nominalizarea pentru domnul doctor Lăzăreanu. Prefectul află
după ce DSP a trimis nominalizarea și spune, păi da, de ce domnul doctor Lăzăreanu și nu unul din ceilalți trei directori nu preia interimar și funcția de manager? De ce din aia 13 doctori care sunt în toată ambulanța, luăm din zona de execuție un doctor ca să-l punem manager interimar? Dacă doar așa, dacă doar așa s-au gândit lucrurile, e în regulă. Dar dacă nu s-a petrecut nominalizarea sau dacă domnul prefect nu este de acord cu nominalizarea domnului doctor Lăzăreanu doar pentru că domnul doctor Lăzăreanu a avut cândva, nu știu dacă mai are acum, și activitate politică și a fost susținut în funcție la DSP de PSD și a mai apărut acum 1000 de ani și prin conferințele de presă ale PSD, dacă asta este motivația, atunci nu știu dacă mai este chiar așa de în regulă. Dar concurs organizat de minister cât mai repede, cine, nu știu dacă o fi tot ca la casă, cine da. Se simte în stare, economiști, doctori, cine dorește să meargă să se înscrie la concurs. Ca și primă chestie, exact cum spuneai, analizând cumva organigrama vis-a-vis de ceea ce înseamnă Serviciul Județean de Ambulanță și anume 300 și ceva de oameni, 13 medici, cu simplu fapt că bănuiesc că deja fiecare știe foarte bine rolul. Eu cred că era normal să, mai ales dacă discutăm de ceva de interimar, să vină cineva tot din sistem care să fie și să gestioneze lucrurile astfel încât să nu se producă cine știe ce perturbații, pentru că eu am spus și eu repet, cred că marele merit al doctorului Martiniuc e că Serviciul Județean de Ambulanță, nu am în memorie, eu cel puțin în toți anii în care a fost condus de domnia sa, să fie avut sincope majore. Au mai fost câte unele care s-au întâmplat, cazuri îndrăznesc să spun izolate, a mai fost o copertină care nu intrau mașinile de desubt. Adică, în timp așa, în ultimii 24 de ani au mai fost. Bun, au mai fost niște scandaluri destul de mari cu niște de conturi. Uite, vezi, capacitatea umanului, creierului uman de a uita lucrurile rele. Da, asta e foarte bine, dar cred că s-au și obișnuit. Stai seama, dacă domnul doctor Martiniuc este de 24 de ani director acolo, angajații s-au obișnuit cu o anumită stare de lucruri. Există o rutină funcțională până la urmă acolo. Când vine un alt manager, că domnul doctor Lăzăreanu nu-i de foarte mulți ani venit la ambulanță, nu știu cât are, 2 ani, 3 ani, n-am idee de cât timp e venit la ambulanță, clar că vin niște schimbări. Cei de acolo nu știu dacă sunt neapărat pregătiți pentru altceva. Domnul doctor Lăzăreanu, firesc, o să aibă cu totul altă, cu totul, în limitele legalității, dar va avea o altă viziune de a conduce față de doctorul Martiniuc. Nu a ajuns ambulanța la timp. Au mai fost. Nu a fost chiar așa linear. Nu s-au știut foarte multe lucruri, pentru că, repet, în 24 de ani se stabilesc foarte multe legături. Am terminat timpul alocat emisiunii. N-am vorbit de ordonanțele de reținere pe bandă rulantă după acțiunea de răzbunare împotriva șefului unei firme de pază. E vorba de atacul asupra lui Costel Piutureanu, da? Și discutăm aici de niște ordonanțe de reținere care, cred eu, vor reuși să pună cu botul pe labe pe unii. Unul dintre atacatori, Ștefăniță Bujurean, a fost reținut din nou imediat după ce a expirat prima ordonanță, cum anticipam. Al doilea, Adriana Ursulese, a ajuns și el în arest în baza unei alte ordonanțe de reținere. Dar să știi, Dana, că de când a început emisiunea asta, tare vreau să citesc câteva lucrușoare așa, un cuvânt de încheiere pentru tine la final. Credințe poporale bucovinene. Dacă îl doare pe careva mijlocul, este bine să se ungă cu untură de arici topită și trece durerea. Da? Mijlocul. Bănuiesc că e pe aici, pe la șele. Da. Se crede că gâlcile se trec dacă se pune la grumaz o obială sau un colțun cald plin cu făină de popușoi. Obiala era aia cu care îți puneai papuci, băgai în opinci, sau în ciubote. Dacă era și folosită, cred că străceau toate durerile de anestezia rapidă. Asta era efectul. Se dice că guturaiul se trece dacă se afumă cel ce l-are cu pene și busuioc. Da. Dar asta deja nu mai e ca la alte, că trece, se dice.
Deci se zice, da. Asta exact. Știi că domne, dacii sunt cei mai viteji și mai nu știu cum dintre traci, da? Dar n-am zis-o eu, am auzit-o de la unul care a trecut pe acolo. Se dice. Se dice. Dana, mulțumesc frumos pentru prezența din dimineața asta. Ne revedem la film. Mai încolo. Da, la film. La film. La film, dacă mai mai prind și eu, deși am înțeles că am înțeles că, dat fiind faptul că sunt gratuite biletele, full, nici picioare nu mai. Eu ți-am zis, de-aseară, de-abia am mai găsit câteva locuri. Da. Pe ultimul rând. Asta este. Bun. Atât pentru această dimineață, stimați telespectatori. Toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.